Salut și bine ați revenit la Ingineria Antreprenorială. Mă numesc Andrei Sănescu, iar astăzi doresc să vorbim puțin despre povestea mea. YouTube, salut și bine ați revenit! Tocmai am înregistrat următoarele două episoade din podcastul meu Ingineria Antreprenorială. Deci dacă sunteți pasionați de zona asta de business, de startup-uri, zona tehnică, de comunicare, marketing, vă recomand cu drag să intrați pe Apple Podcasts sau pe Spotify și să-l ascultați. Sper din suflet să găsiți informații cât mai mișto și relevante pentru ceea ce vă doriți voi să faceți. Ieri, nu știu cum am reușit, dar am scos un vlog de 18 minute. În total, cred că am avut material pentru un vlog de vreo 30 de minute, dar a trebuit să tai pentru că efectiv dura prea mult și intram prea mult în detaliu. Deci chiar cred că trebuie să am grijă în privința asta. Ieri am intrat așa într-o stare foarte naturală de a expune idei către cameră și cred că tocmai de aici multitudinea de clipuri, dar am încercat să tai cât mai la amănunt, să ajung cât mai la detaliu și sper sincer că am reușit. Astăzi este o nouă zi, sper eu, productivă, este 12:30 și după ce am înregistrat podcasturile astea, cred că ideea e așa, o să mă culc un pic, o să mănânc ceva și după aceea avem niște prototipare software. Deci azi despre asta o să vorbim. Mai pe seară avem și câteva întâlniri și după aceea ne reîntoarcem să edităm vlogul de astăzi. Îmi cer scuze în avans pentru că astăzi parcă mă exprim foarte greu. Și parcă nu reușesc să ajung la idei, dar mai sunt și zile din astea. Episodul 1 este aproape live. Episodul numărul 1 din Ingineria Antreprenorială, nou meu podcast, conține informații despre viața mea de liceu. Am zis că e important și relevant să vă prezint așa în linii mari cam de unde am venit. Și logic vorbind, liceul a fost prima etapă importantă din viața mea. Așa că dacă vreți să aflați câteva mici informații despre mine și viața mea de liceu, puteți afla totul din podcastul meu. Așa că vă aștept cu drag la o audiție. Ar trebui să mă pun în mișcare. Mă duc să mănânc ceva. Este mult, mult mai bine să vorbești la cameră cu stomacul plin. O spun din actuală experiență. Astăzi, așa cum v-am promis, o să lucrăm puțin la un prototip software. Un prototip software, cu alte cuvinte, astăzi lucrăm la un MVP, care este acronimul de la Minimum Viable Product. Long story short, este un produs pe care o echipă de startup îl realizează în vederea realizării unor demo-uri, în vederea obținerea unei investiții, în vederea realizării unor focus grupuri. Deci tehnic cam asta e responsabilitatea mea în proiectul ăsta, să mă ocup de toată arhitectura soluției. Din păcate n-am voie să vă spun exact despre ce e vorba în contextul aplicației, pentru că am semnat o clauză de confidențialitate. Însă ce vreau să vă spun este pe larg procesul prin care personal îl folosesc, astfel încât să plec de la idee și să ajung cu o aplicație mobilă reală. Așadar, cum facem o aplicație mobilă de la zero? O să o țin cât mai pe scurt, nu vreau să fie vlog tutorial. Un lucru e cert. Când vrei să faci o aplicație mobilă, un MVP, niciodată nu te apuci să codezi mai întâi. Sunt anumiți pași prin care tu trebuie să treci, astfel încât să te asiguri de anumite lucruri. Cel mai important lucru, înainte de toate, este ca echipa de dezvoltare și clientul să fie într-o relație cât mai strânsă și transparentă. Și spun asta pentru că ei împreună trebuie să ia niște decizii. Echipa trebuie să faciliteze niște discuții cu clientul, astfel încât să răspundă împreună la niște întrebări. Și întrebările astea se duc în mai multe arii. Ei trebuie să definească foarte clar care sunt pașii pe care utilizatorii îi fac în contextul aplicației, care sunt finalitățile aplicației. Trebuie să-și definească clar niște use case-uri,
După aia trebuie să definească structural cum o să arate ecranele respective, care o să fie succesiunea dintre ele, cum se face tranziția de la un ecran la altul. După aia se face un prototip vizual. Prototipul ăsta vizual este exact ca o aplicație nativă, numai că formată din imagini desenate, cum ar veni, pe care se poate da click și se poate face tranziție de la un ecran la altul. Și de-abia în ultimul pas se face dezvoltarea propriu-zisă într-un framework ales de către cei implicați în proiect. Deci a plecat de la o idee și a scoate un MVP, o aplicație mobilă, poate fi un proces foarte lung, care să dureze săptămâni, de ce nu chiar luni. Dar cred că am să sparg în detalii tot procesul ăsta într-un alt clip. Aici doar am vrut să spicuiesc așa un pic. În proiectul actual suntem în oarecum pasul numărul 3, lucrez la un prototip vizual, prin care să ne dăm noi seama exact cum structural și cromatic o să arate aplicația noastră. Am fugit la treabă. Am ajuns și Piața Victoriei, am terminat cam jumătate din treabă pentru azi și atmosfera în piață e foarte agitată și muzicală momentan, ceea ce mă bucură. Urmează să mă văd cu Ștefan, din câte am înțeles și a deschis o nouă afacere și mă văd cu el să văd exact despre ce e vorba. Poate ne putem ajuta reciproc cumva, dar mă bucură să mă întâlnesc cu prieteni care intră în antreprenoriat tocmai din dorința asta de a reuși și de a aduce un impact. Și prin impact nu mă refer doar la impact în societate, poate chiar impact în propria dezvoltare educațională și financiară. Deci, na, mulți văd antreprenoriatul ca fiind o chestie în care te bagi și încerci să câștigi și un venit în plus. Ceea ce mă bucură, pentru că pe lângă eventualii bani pe care poți să-i faci, rămâi și cu foarte multe lecții, cu siguranță. L-am găsit! Salut! M-am văzut și cu Ștefan aici la Victoriei, care și-a lansat o linie de bijuterii și las pe voi să vă las pe el să vă spună mai multe. Momentan am site, am doar Instagram, m.a.k.a.b, okay. Și Facebook Macab. Ok, un om cu super mult potențial, îl știu de 2 ani. De 2 ani și succes. Ok. Și omul e pus pe fapte mari, așa că dați-i un follow. Și vă dau de știre când lansează și site-ul. Următoarea dată o să mă vedeți și tu și Bărberit, acum n-am avut. Și tu și Bărberit și cu produsul final, vă fac un demo. Așa, frate, asta îmi place să văd, oameni cu potențial care vor să lanseze produse noi. Deci omul ăsta efectiv și-a dat demisia și face bijuterii custom acasă. Gen, le face în garaj. How awesome is that? Sunt produse premium. O piață super grea, sunt perfect de acord, dar îi ținem pumnii să iasă cât mai bine. Și după întâlnirea asta cu Ștefan, în care am mai depănat amintiri și ne-am mai sincronizat cu viețile noastre profesionale, am dat o fugă până în Eden, unde am o întâlnire cu prietenii mei din VIP, cu care am rămas super apropiat. Stăm la o bere, o seară chill și după aceea ne întoarcem acasă cu treabă. Da, hai! Salut! Bună! Ce faci? Seara. Pe fundalul știrii. A fost o zi lungă și cu de toate. Mergem acum spre Condimental ca să savurăm ultima masă a zilei. Mai lucrăm puțin, mai montăm și ce am făcut azi. Și după aceea la somnic, mâine e o nouă zi. Muncă, muncă și iar muncă.
O să închei vlogul ăsta aici, la stradă, unde am prins puțină lumină. Dar a fost o zi fun. Asta e frumusețea în ceea ce fac. Fiecare zi e diferită față de cealaltă. Dar, na, sunt, mereu vin provocări la orice pas. Dar până la urmă din asta învățăm. Așa că ne auzim data viitoare. Nu, bună seara, orientare 0. Bună seara, orientare 0.